Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Cât e ceasul, mă, băieți? E 7:20. Băi, să-i salutăm pe toți eroii care sunt treji la ora asta, care ne ascultă. Salutare, prieteni! Noi suntem frații de suferință. Trebuie să facem ceva. Conjurația fraților de suferință. Oamenii care se trezesc în zori. Mă rog, care acum răsare soarele. Zoriști. Mai devreme. Zoriști, da. Bravo. Nu toată lumea poate. Deci nu toată lumea poate. Noi suntem în felul nostru, suntem aici, ce să zic, nu-mi găsesc cuvintele la ora asta, că e prea devreme. Mă simt ca Taica Popa, e un Taică Popa într-o localitate suceveană, un preot. Un preot, da. Da. Care e acuzat că nu vine la slujbe dimineața, l-au reclamat. La arhiepiscopie. Da. Că nu vine la slujbe dimineața pentru că nu se poate trezi. Băi, și nu începe, adică, scuză-mă, să zic că mersi că nu e muezin. Dar ce înseamnă? Dacă trăgea bățul scurt cu muezin în loc de pop, adică creștinii sunt mai îngăduitori din punctul ăsta de vedere. Muezinii la ce oră se trezesc, frate, ca să cheme credincioșii la prima rugăciune? La 6 mi se pare că e sau la 5. Nu știu, dar e întuneric, îmi spun eu că da. M-a trezit una, dar... Iar prestația artistică trebuie să fie una în forță. La ora aia. M-am povestit că am avut o vacanță o dată, cu mulți ani în urmă, am luat și eu, erau bilete ieftine la Istanbul. Și am zis, gata, mă duc la Istanbul. Și ai primit difuzor în fereastră? Am luat gagică, da, la propriu, dar nu m-am prins. Am găsit un loc de cazare foarte frumos și ieftin, nu m-am așteptat. Asta știi, mamă, ce ieftin, era chiar gard în gard cu Moschea Albastră. E frumos acolo, aia Sofia într-o parte, Moschea Albastră, la 200 de metri mai încolo, o gardă. Mamă, eram în, ce zic, Buricul Târgului, eram cel mai fericit. M-am dus, m-am cazat, o cămăruță drăguță, avea, era cum ar veni la parter, în spate avea o terasă de-asta înconjurată de niște ziduri înalte, cu niște plântuțe, două scaunele, o măsuță. Mă, zic, ce intim, ce drăguț. Și ți-ai zis ce... să vă culcați de vreme? Băi, cred că, nu știu ce oră era, dar era clar întuneric. Cred că vreo 5:30. Băi, am crezut. Deci, la un moment dat, literalmente m-am aruncat din pat pe jos, pe podea și am încercat să mă bag sub pat, în panica de pe lume. Am crezut că este atac nuclear, că s-a întâmplat, nu știu, s-a auzit un urlet înspăimântător în toată camera. Dormeam și cu fereastra deschisă, înțelegi, august. Frumos. Câte zile ați avut? Era megafonul, numai noaptea aia a fost. Ah, ok. Deci era megafonul Moscheei Alba, unul dintre ele. Măi, era, cum să spun, cam pe unde e lampa, înțelegi? Adică afară, la vreo 2,5 metri. Bă, băiete, când a început muezinul dimineața să cheme credincioși la rugăciune, am crezut că mor pe loc de inimă. A fost înspăimântător, înfiorător. Bun. Deci, revenind, Taica Popa i-a acuzat că nu vine la slujbe dimineața în Suceava, nu se poate trezi. Acum noi îl înțelegem că noi venim la slujbă, dar nici noi nu suntem 300% întotdeauna, în sensul că nu ne trezim, adică suntem adormiți. Cântările mai a acuzat că are cântări bisericii înregistrate și redate pe tabletă. Opa. A, deci nu sunt live. Playback. Alexa, play, Doamne miluiește. Sau ceva. Și un enoriaș nemulțumit, cel puțin unul a trimis o reclamație la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Suceava News a văzut documentul din care am vrea să cităm. Din întâmplările recente, scrie enoriașul. Aș vrea să enumăr câteva. Ia. Slujba de înviere a început la ora 23:45, când preotul a venit în biserică intrând pe ușa din altar și direct a ieșit din altar cu adresarea. Hai, veniți, dă luați lumină. Păi dacă a făcut lucrarea acolo. Da, deci practic ce să mai aștepte lumina. A intrat, a găsit lumina și a ieșit. Da. Ce voi să mai facă? Era lumină. Le-a dat vestea foarte repede. Deci înțeleg că se și culcă de vreme, nu doar. Asta e ciudat, că te-ai fi așteptat la el măcar la vecernie să facă lucrări frumoase, sau mai ai cu vecernia aia de, da, slujba de seară. Da. Sau mai ales la înviere trebuia să fie spirit. Da. Iată ce mai zice enoriașul nemulțumit. Slujbele le începe de obicei la ora 9 dimineața, aici motivul fiind că el nu se poate trezi. Iar în ultimul rând zice, aș mâine... Așa încurcă pe enoriași că au alte șepule, că avem și noi o piață de făcut. Ce poate să la deși din biserică. Iar în ultimul rând zice enoriașul, mâine fiind izvorul tămăduirii... Asta a fost săptămâna trecută. Vinerea a fost, da. Da. Enoriașii au fost informați despre faptul că nu se va săvârși Sfânta Liturghie și slujba specifică, deoarece, citez, am fost invitat să slujesc într-o altă parohie. Deci are o lucrare, pare și eu, ceva separat. Minte, dacă puteți ne întrebați. Dar unde știi tu că vinerea a fost izvorul tămăduirii? M-a sunat mama și mi-a zis să nu spăl. Ai început să practici. Da, și ai întrebat, dar de ce? Da, am întrebat de ce. Sărbătoare și ai intrat în detalii. Nu, deci de mi-a zis, e izvorul tămăduirii. Serios. Ah, okay. Și eu am